medicina internă se ocupă cu diagnosticarea și tratamentul unui panel vast de patologii, fiind singura specialitate medicală care reușește să privească organismul uman ca pe un tot unitar. În cabinetul medicului internist sunt diagnosticate frecvent patologii cardiovasculare, după cum ar fi hipertensiunea arterială, boli arteriale periferice, aritmii cardiace. De asemenea, medicul internist se ocupă și cu diagnosticarea bolilor respiratorii, pneumonii, bronșite, astm bronșic, tumori pulmonare, a patologiilor abdominale, gastrite, hepatite, boli urinare. Pot fi diagnosticate și tratate de asemenea și patologii ale aparatului muscular și osos, precum și afecțiuni metabolice de genul dislipidemiilor și diabetului.